Bună seara, dragilor! Sunt Cristina, sunt psiholog și vă spun bine ați venit pe canalul meu de YouTube Povești pentru copii, poveștile Cristinei. Continuăm cu seria de povești care ajută la creșterea stimei de sine. Povești ca să te iubești mai mult. Cea de-a doua poveste pe care vă dăruiesc din toată inima mea. Cartea este dedicată tuturor copiilor care vor construi o lume mai bună. Sper să vă fie cu folos toate aceste povestioare. Cea de-a doua poveste se numește Doi cerșetori și o primejdie mare. Greutățile ne unesc. La marginea unui oraș, într-o pădure, trăiau doi cerșetori, fiecare în cocioaba lui. Unul era orb, iar celălalt șchiop. Deși erau vecini, nu și mai vorbeau de multă vreme, nici ei nu mai știau de ce. Poate se certaseră pe niște mâncare, pentru un bănuț sau o haină de căpătat. Sau poate se înstrăinaseră fără niciun motiv. Într-o noapte se porni o furtună cumplită, iar trăsnetul lovi un copac. Cât ai clipi, focul se întinse și toată pădurea fu cuprinsă de flăcări. Șchiopul își dădu seama că nu va scăpa cu viață, căci bâlbătaia se răspândea mai repede decât putea el merge. Nu avea cum să iasă de acolo. Orbul știa că îl țin picioarele să fugă, dar nu putea să vadă încotro. Sfârșitul le era aproape, iar teama îi făcu să se gândească bine, căci așa se întâmplă când întâmpini o problemă serioasă. Șchiopului îi veni o idee. Începu să-și strige vecinul. Orbul, luându-se după glasul lui, ajunse până la ușița cocioabei șchiopului și îl întrebă ce vrea. Tu ai picioare să fugi, iar eu am ochi să văd. Împreună putem scăpa. Zis și făcut. Orbul cel iute de picior îl luă în cârcă pe șchiop, care îi spunea pe unde s-o ia, ferindu-se de fum și flăcări. Alergară astfel până ajunseră la loc sigur, departe de pădure și pârjol. După ce au ajuns în oraș, cei doi și-au sărbătorit norocul și prietenia care îi lega acum. Din acea zi au rămas nedespărțiți, vorbind și râzând ca doi prieteni vechi. Teama de moarte i-a unit pe viață. Gândește și crește. Află la ce ești bun și ai încredere în tine. Un proverb japonez spune: nimeni nu e mai puternic decât suntem toți împreună. Când ai de greu, te poți simți slab și fără apărare, dar nu uita că și ceilalți sunt cuprinși de teamă sau au slăbiciunile lor. Tocmai de aceea trebuie să ții seama de calitățile tale, la fel cum au făcut orbul și șchiop. Dacă știi la ce ești bun, la ce te pricepi și înveți să descoperi și calitățile celor din jurul tău, împreună puteți face lucruri extraordinare. Și să mai știi ceva, convingerile tale pot să-ți dea aripi sau să te țină pe loc. Sunt oameni înzestrați din naștere, care nu realizează nimic, în timp ce alții, care par lipsiți de calități, ajung să facă lucruri extraordinare, deoarece sunt siguri că vor reuși. Cel care are încredere are mai mult succes decât cel care e înzestrat, dar nu-i sigur pe el, mai ales dacă este ajutat de cei dragi. Cred că fiecare dintre noi are de învățat din aceste povești și eu de asemenea am de învățat. Mă bucur foarte mult că ați ascultat povestea dăruită de mine și vă spun la revedere pe data viitoare!